Un accident de circulație s-a lăsat cu dosar penal pentru șoferul unui autocamion care a lovit două mașini. Conducătorul auto a pătruns pe contrasens și a izbit frontal o mașină, ricoșând ulterior într-un alt autoturism staționat pe marginea drumului. Autocamionul s-a oprit într-o terasă. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. În cursul după-amiezii de ieri, pe drumul european 79 Peșteana-Jiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr, în timp ce conducea un cap-tractor cu semiremorcă, a intrat pe contrasens și în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar pe contrasens de un tânăr din județul Dolj. În urma impactului, tânărul care circula regulamentar a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar polițiștii au deschis o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorul autoturismului ce se deplasa regulamentar a fost transportat la spital. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.